USR ține la două elemente din acest text, pentru că această ordonanță a venit să pună dinți unui mecanism care exista deja, acel inspector al pădurilor, care raporta camioanele și tăierile ilegale, dar știți cum este, raportam, dar nu se întâmpla nimic. A venit această ordonanță care a pus niște dinți. În esență, vorbim de contravenții pentru silvicultori, care nu își apără pădurile, și apoi confiscarea camioanelor. Dacă aceste două chestiuni, aceste doi dinți, cum le numesc eu, rămân în textul legii, atunci este bine. Din câte am înțeles la președintele Comisiei de Agricultură, domnul Munteanu, vom negocia în continuare textele, se discută despre scăderea contravențiilor, dar sper să-mi convingem majoritatea parlamentară să le mențină la nivel care descurajează aceste fraude. Deci, concluzia este de bine, am trecut de la o desfințăm cu totul, la discutăm pe textul ei și negociăm.